Elena Dumitru spune că singurul teren de care știe este cel de aproape un hectar în curtea casei, pentru care plătește 80 de lei impozit, nici vorbă de 46 de hectare pentru care APIA i-a plătit subvenții. Recunoaște că a fost luată de acasă în două rânduri de reprezentanții ai primăriei să semneze unele documente, dar ea spune că nu a văzut nici măcar un leu din cei 350.000 de lei care i-au trecut prin cont. Ați văzut vreun bani din banii ăștia? N-am luat niciun bani. Nu e scalitura mea, pe toate astea e scalitura mea. A cât e de prostă, dar nu e scalitura mea tot, pe toate alea. Am auzit din femeia asta că o nenorocită pe toată viața, că a pus-o să se mierde niște acte false și nu știu ce. Știți să aibă 46 de hectare de teren? Dar nu este nimeni decât ăștia bogătani, cum e ăsta care ne judecăm noi cu el, și altul izverceanu, restul nu, cine să aibă atâta teren. Cel care a ridicat banii în numele Elenei Dumitrescu este agentul agricol al primăriei Izverna. Acesta susține că subvențiile au fost acordate corect, că avea împuternicire de la femeie și că i-ar fi dat banii acesteia. E simplu, în Izverna a fost o obște de moșneni și oamenii aveau terenuri în munte. Da. Există acte, există. Această femeie are teren? Probabil că are, dacă a pus cerere să îi se reconstituie proprietatea. Ea spune că n-a văzut niciun leu din banii. Aia-i treaba ei. Nu pot eu să-i confirm sau să-i infirm dacă a văzut sau nu a văzut. Sau... Aia se demonstrează. Pe documentele de la CEC spune că dumneavoastră ați ridicat acei bani. Da, am avut împuternicire. Ați avut împuternicire de la aia? Da. Și ați dat banii femeii? Păi bineînțeles. Ei și copilul ei. Reprezentanții APIA spun că i-au acordat subvenția în baza adeverinței primite de la primăria Izverna, care atesta faptul că femeia deține în proprietate 46 de hectare de pășune. Din demersurile care le-a făcut, nu știu exact, o agenție de avocatură, au solicitat copie după dosarul celui de plată, după documentele doveditoare, mai mult nu știu nimic. Practic a fost o chestie ciudată că nu a făcut cererea de intervenție fermierul în cauză, deși nu, și a făcut cererea de intervenție o casă de avocatură, care înțeleg că a fost la înțelegere cu ea, nu știu ce vrea, nu cunosc alte detalii. Cert este că noi primim orice fermier care se prezintă cu acte și depune cerere și în baza legii acordat subvenția. Acordă subvenția, categoric. Dacă nu va afla adevărul despre banii din cont, femeia este hotărâtă să ceară ajutorul poliției.